Să rămână, bine ați venit! Bine ați venit! De unde intră? Voi, Florina, dragi profesori de fizică și de matematică. Da, am înseamnă. Nu să vă curăță. Am votat la gaie, nu, nu, câteva cuvinte și apoi o să intrăm în discuții.
scuzele de rigoare, o să-mi cal puțin protocolul și o să mă adresez întâi doamnei vicepremier Sibyl Scheiter și domnului secretar general al PSD Marian Neașu. Și o să vă spun că aici, la Calea Severin, războiul s-a terminat. Aveți în sală deopotrivă învingători și învinși. Încă o dată, bine ați venit acasă! Dezvoltării pentru a prelua
ni de proiect de depuse. De primar, de tot ceea ce înseamnă spectrul aleșilor locali din țara noastră. Indiferent, cum spuneam la începutul discuției noastre, de culoarea politică. Și asta e un argument față de ceea ce spuneam la începutul, că s-a întâmplat la începutul săptămânii. Și arată în Parlament. Și arată că acest program național funcționează. Eu vă rog frumos, dincolo de festivism și ceea ce se întâmplă împreună cu Sevil, să discutați și o să discutați. Ăsta e rostul venirii noastre astăzi aici, aplicat pe ce înseamnă PNDL, pe ce înseamnă Ministerul Dezvoltării, unul de chestiunile frumoase. Hai să facem lucruri. El a... Sevil a făcut, cred că, peste 25 de județe, în care a fost și a făcut întâlniri cu primarii, cu consilierii județeni, cu parlamentarii, întâlniri practice. Și asta este și rugămintea mea să se întâmple astăzi aici. Dincolo de faptul că mă simt și chiar că rog, că aici, în județul ăsta, m-am născut, așa că să fii mai îngăduitoare la discuțiile noastre, mai generos la discuțiile pe care le veți avea, dar din păcate, și chiar știu lucrurile astea, nu din cărți. Știu că vin acasă la părinți. Din păcate, 20 de ani. Și iarăși nu are legătură. Și nu vreau să fie interpretat acest lucru. În niciun fel. Dar e o realitate. 20 de ani, din punctul meu de vedere, ca și nativ cărășan, 20 de ani județul nostru a stat pe joc pe loc. Prea puține lucruri s-au făcut, dacă vă uitați comparativ cu alte județe, ca și dezvoltare, ba chiar din contră. Poate începutul anilor 90, Carașul avea altă forță față de ceea ce e acum. Lucrurile astea nu se pot întâmpla decât printr-un efort comun, administrativ, politic, fără patimă, dacă vrem să pornim căruța din loc. Asta este îndemnul meu pentru dumneavoastră. Să lăsați deoparte orice chestiuni care țin de altceva decât de administrație. Să faceți administrație. Să știți că Ministerul Dezvoltării, celelalte ministere, sunt deschise la orice propuneri constructive care sunt din partea dumneavoastră. Și eu spuneam că la mine, la birou, ușa e deschisă tot timpul, să zic, n-a reușit. În primul ministerul dezvoltării, toată lumea. Oamenii au dreptate de 25 de ani, nu li s-a făcut drumul ăsta. Din anii 80 ne-am făcut. Sunt numai 7 km. Pentru 7 km de drum. Dar acum este prins în tunel. Nu știu ce n-am făcut. Ne-am săturat. Salvările nu intră, trenul nu merge, autobuz nu avem. Nu avem nimic. Ca profesor nu mai vin la școală. Bine. Vă rugăm frumos. O să vorbesc cu președintele Consiliului. Vă rugăm frumos. Nu am făcut niciun memoriu, pentru că memorie avem, uitați-vă câte aveți. Luni vine la dumneavoastră președintele și vedem pe Ministerul Dezvoltării cum... Vă mulțumim mult. Ne bazăm pe dumneavoastră. Luni o să vină. Să fiu faimos. Doamne Dumnezeule. Ai auzit? Unde plec? Asta este plata internațională, deci noi avem centrală construită la cheie în Franța, în inima de Alstom. În 2010 am pus la cheie, da, am pus la cheie 4 grupuri de acolo. Avem în Africa, avem în China. Cele mai importante relații comerciale am avut în India,
și în Turcia. Deci în Indie avem 36 de generatoare, în Turcia avem 25 de centrale. Și în Islanda? În Islanda reparații, peste stupă. Da? Da. Thailanda avem centrală pusă la cheie, în China. Taiwan? Da. Din păcate, datorită insolvenței, relația comercială de piețe internaționale e blocată pentru că majoritatea o să celor... Să vă explic ce... Profesor, bine ați venit la Universitatea de Reșeințele Partidului. Mergem. Să vină și noi. Să rămâne inspectorul.